Pompierii din Olt au intervenit imediat pentru a îndepărta efectele vântului puternic care a bătut în rafale ce au atins și 90 de km pe oră. La Drăgănești, un bloc de locuințe și liceul din localitate au rămas fără acoperișuri. Garda Osica de Sus a intervenit pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil în localitatea Fălcoiu. Detașamentul Slatina a intervenit pentru îndepărtarea unor copaci căzuți pe carosabil în localitățile Schitu și Breben. Detașamentul Caracal a intervenit pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil în municipiul Caracal. Vântul a bătut cu putere și în Argeș, iar ploaia a fost torențială. Furtuna a afectat nordul și centrul județului. Mai multe rețele de electricitate au fost distruse de copaci căzuți. Arbori mari au fost puși la pământ pe două drumuri județene, în 6 comune și în Pitești, dar și pe alte căi rutiere din județ, inclusiv pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 113.